Bun, salutare tuturor, numele meu este Diez și astăzi ne găsim la un nou episod din frumoasa noastră carieră băieți cu FC România în Premier League, unde în acest episod se pare că vom avea parte de două meciuri foarte, foarte tari. Mai întâi ne vom duela fix cu echipa care se află sub noi, echipa de pe locul 7, după care meci creu direct băieți cu prima clasată. Hai că o să-mi placă episodul ăsta. Dar înainte să înceapă acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like și ne apăsați pe butonul de subscribe, să facem 10.000 de abonați până de Crăciun. Băi, și vedem, Crăciun este foarte, foarte aproape. Din păcate, doar 40%, doar 40% din cei care urmăresc această serie se uită la fiecare episod, sunt și abonați pe canal. Și dacă tot vă uitați la fiecare partidă și vă uitați chiar și la acest meci, echipa de pe locul 6 împotriva echipei de pe locul 7, dacă tot vedeți fiecare episod, știți ce trebuie să facem. Noi vedem pe fluieraj de 79 VR, pe Vraci de 79 VR, Lei Gabriel tot de 79 VR, iar echipa adversă, Leicester City, băi, decentă, este chiar mai mult decât decentă. Deci l-avem pe Gonzalez în atac cu Awar Cam. Probleme, Icone pe dreapta, cred că el o să ne încurce cel mai tare, cu Neves și cu Gundogan acolo, mamă, și apărarea cred că putem trece cumva de ea, iar de Schmeichel sperăm că am bătrânit și că are un overem mult mai scăzut. Echipa noastră arată ceva de genul acesta, cred că e echipa echilibrată, suntem cred că la un nivel asemănător cu ei, doar că o să-i dau oportunitatea lui Coutinho să fie titular de data aceasta cu fluieraș în atac, că doar nu se poate altfel. Și nu cred că mai putem face alte modificări, intră doar Coutinho titular, nu o să mai schimb echipamentul, vor juca din nou în cel roșu cu Fulger și vedem pe Rares Gabriel fluieraș, este direct în topul celor mai buni marcatori, de fapt cred că este pe locul întâi, dar la egalitate de puncte, nu mai știu, cu Sterling, nu mai țin minte din episodul trecut. Vedem și măreața grafică, îi vedem și pe arbitrii, dar nu ne interesează prea mult, trebuie să intrăm direct în marele meci și să sperăm că facem o figură extraordinară, adică să-i rupem, altfel spus. Începem frumos, comenge direct la Neto, îl vedem pe Sterling foarte, foarte ofensiv, dar nu o trimitem acestuia, ci îl lăsăm direct pe fluieraș, care fluieraș, băi, na, când primește omul pas, știi, omul meu să marchezi, nu se pune problema de asta. 1-0 direct în prima fază. Foarte liber lăsat, dar, uite, aveam 3 opțiuni. 3, aproape 4 opțiuni unde îți dăm o pasă care să scăpăm pe atac. Nu știu, apărătorii cred că s-o leacă mai rentuți. Fluieraș direct cu al 7-lea gol în 8 partide. Ce zeu este atacantul ăsta. Neto mai departe, la Ferreira, Alex Ferreira, l-așteaptă, cred că pe Wijnaldum. Cât de aproape era și acesta. Schmeichel încă nu ratează, dar este apărătorul pe fază, Filipe Coutinho. Da, era la minge. Icone nu poate fi prins din urmă, dar fentează, dă în spate, Gabriel Lei îl trântește pe jos acolo. Ce frumos, hai, simpluț, nu ne complicăm, una tare departe, avem foarte multe opțiuni, Rares Gabriel fluieraș de posedat pentru că se mișcă foarte greu. Să vedem cui îi putem pasa de data aceasta. Bă, dar chiar s-au pus băieții pe noi. Dar dacă lasă spații libere, nu este vina noastră. Aproape, aproape acolo, doar din pasii. Și faza nu s-a terminat, se pare. Pentru că mingea este la zeul olandez și aproape. Na, uneori mai reușim goluri de gen, uneori nu. E o tombolă cumva. Joacă băieții pasii, am învățat foarte bine. Aproape printre, dar Sterling, bă, n-aveți ce să-i faceți lui Sterling. Care Sterling, știți prea bine, este prea zeuț. Mingea la Neto, dar continuare avem noi. Hai, ușcăm, pac, una mai departe. Facem un fel de triunghi, dar nu prea. Bine, ajunge mingea la Coutinho. Una la Coutinho de la distanță și apără portarul. Chiar am crezut că se duce bine asta, a fost și puțin săltată. Mamă, păcat, păcat de fază, dar Amaral, nu este Amaral pentru că sare Sterling. Dacă la noi mingea ajunge la Amaral, sigur este gol și pe poartă, dar apără portarul acolo. Nu-i nimic, runda 2 și Amaral, nu este portarul aproape. Nu a arătat Leicester cine știe ce, dar asta este, o pas una frumos mai departe, încă una, ajunge Filipe Coutinho, așteaptă să o paseze, Wijnaldum o lasă excelent și în blocaj, dar Neto era în offside,
Cred că de aia s-a și fluierat foarte, foarte rapid. Doar 1-0 cu un gol marcat din nou foarte, foarte rapid, cum suntem și obișnuiți. Dar da, faza continuă, meciul continuă și sperăm că mai reușim câteva goluri destul de ok. Și ce pas interesant, da, acolo Pașcanu, incredibil. Ferreira, bun, una, un călcâi extraordinar, fluieraș, dacă lăsa Lucutino, dar era prea în spate acesta, și una de la distanță, dar în blocaj din nou. Să vedem ce vor face adversarii noștri, poate nu o pasează, am încercat cumva să blocăm, una de la distanță, s-o arunca și portarul, s-o arunca și apărătorul. Băi, și nu au reușit să-i o scoată, dar vedem acolo că Icone cred că îl pune la wrestling, l-a trântit puțin pe echiperul lui. Am avut ce să facem la această fază, foarte liber și doi jucători și Pașcanu acolo, am încercat să-l oprească, dar asta este 1-1 după o partidă unde am condus timp de aproape 60 de minute. M-a omorât toată partida, numai asta a făcut și cred că câteva faze au apărut și pe filmare, dar nu toate. Bă, nu mai pase la portar, o juca, nu mai pase la portar în continuu, Icone acolo, cât de liber este Icone și nu este offside, dar... Gabriel intervine excelent, fără să faulteze, hai, offside, normal că offside, dar lasă că intră un decar adevărat, Vraciu, este nouul nostru jucător care va intra, Neto va intra pe partea stângă, două schimbări și mai avem dreptul la încă una, și pentru că acest jucător nu cred că a avut oportunitatea să debuteze la noi, va intra, dar pe partea stângă, chit că el joacă doar pe dreapta. Îl punem și noi unde avem nevoie. Un mic corner pentru Leicester. Șeptarul nu se grăbește. Să vedem, să nu provocăm un penalty. Icone, mă gândeam că o trimite mai tare. Optarul aproape, bă, era aproape de un penalty acolo. Pau! Agnifache acum din pas după ce am făcut noi pe ei. Să avem grijă, cât de liber de nou este acolo jucătorul. Nu-l ține absolut nimeni și pe ce am condus aproape o oră întreagă. Vedem că suntem întorși fix pe final. A, mi-e ciudă că nu l-a ținut nimeni pe șeptarul, a scăpat singurel, dar aia e de acum, băi, și-am condus și-am fost aproape, foarte, foarte aproape de cele 3 puncte. O, din nou, nu-mi spune că din nou Alex Ferreira, intervenție excelentă, mi-a fost frică când a apăsat pe tackle, dar nu este nimic, Vraciu se împiedică, dar pentru că trimitea în offside, s-a oprit faza, oricum, da... Iar era sigur offside de la fluieraș, cred că de aia s-a și oprit. Neto mai departe, înapoi la fluieraș. Nu ni ies pasele, băieți, nu ni mai ies pasele pe final. Pasă, hai, nu pierde, nu pierde, bun. Mi-a plăcut skill-ul acesta. Dă-o tare lui Sterling, nu pierde, zi, mă. Oh my god. Ha, aia a fost posibilitatea ultimului nostru atac, din păcate. Nu a reușit și... A, nu reușim să scoatem nici măcar un punct după ce ne-am întâlnit cu vulpile. Șeptarul acolo îi pasează englezului. Și normal că după o prelungire de timp se termină meciul chiar 3-1. Ne-a făcut în a doua repriză ceva incredibil și acum, da, s-a fluierat. Nino marchează ultimul gol. A, și câte ocazii am avut la început. Și cât de bine am jucat în prima repriză, după care n-am mișcat absolut nimic, dar na, pierdem cu echipa de pe locul 7 și acum avem meci direct cu cea mai bună echipă probabil din Premier League, cel puțin în cariera noastră. Na, s-a aflat totuși pe locul 1. Am picat pe locul 10, avem, dacă nu greșesc, doar 4 victorii și 4 înfrângeri. Îmi place din noi așa că în 2 partide am avut doar o victorie și o înfrângere, după 4 partide am avut 2 victorii, 2 înfrângeri, în 6 3 și acum după 8 partide avem 4 cu 4, 4 victorii și 4 înfrângeri. Păi altfel spus, dacă continuăm tot așa, non-stop, sunt 38 de partide, din 38 o să luăm doar 19, iar 19 ori 3 ar trebui să dea undeva la 57, cred. 57 de puncte. Cu 57 de puncte nu cred că putem ajunge în top 7. La, na, o să fim la mijlocul clasamentului, deci avem nevoie de mult mai multe victorii și una poate să urmeze chiar în acest moment împotriva lui Manchester City, băieți. Împotriva lui Sterling, Torres, Jesus în atac, Silva, Foden și Rodri pe mijlocul, Cancelo, De Ligt, Diaz, Pouro și Ederson în poartă și cam fix la fel, doar că Coutinho va fi rezervă de data aceasta. Intrăm direct în marea noastră partidă și sperăm că de data aceasta nu o să mai avem probleme. Ne-am mai întâlnit noi împotriva unei prime clasate, doar că atunci, ce să vedeți, acea
primă clasată, acum nici nu cred să mai află undeva prin top 10. Hai că o dăm frumos cu Wijnaldum la Vraciu. Pac, ce schemă frumoasă, ajunge mingea la decar, aproape să fie depuse, da, dar intră trei apărători în el acolo. Și normal că, într-un fel, ci că tot fault la ei. Noroc s-a continuat faza. Sterling, o să ne adaugi foarte, foarte multe probleme. Foden îi trimite direct lui... Ah, ba nu, nu-i Jesus pe partea aia. Am crezut că e Sterling pentru câteva secunde. Dar am greșit. Ferran Torres la Noir, dar apără portarul nostru. Oare ajunge mingea mai departe la Neto? Cum să nu ajungă? Neto trebuie să treacă frumos. Atul nostru împotriva apărării lor este viteza. Și trebuie să avem mare grijă. Wijnaldum pe lângă poartă, oricum era o poziție cam dificilă. Am încercat, am forțat. Haideți acolo, aproape de o pasă bună, Sterling, intervenție cam urâtă pe la spate. Hai, Sterling se ia la bătaie cu Sterling, mamă, dar Sterling, îi zice lui Sterling, du-te Sterling. Mamă, nebunii, acum a realizat că cei doi se înfruntă, nu cred că i-a dat absolut nimic, dar se certau aceia. Hai, Wijnaldum, trece cumva oare Wijnaldum, din păcate, fiți atenți, Vraciu nu a vrut să înainteze, eu pe el l-așteptam. Dar acesta se oprește, trimite lui Fluieraș. Bă, dacă oamenii nu s-ar pe mine, eu de ce să mă arunc? Ferreira blocat de Rodri într-un final. Și, Gabrielei, cât de bine, cât de bine. Hai să avem grijă acum, Wijnaldum. Am tare la Fluieraș, la Gabrielei înapoi să n-o pierdem. Aproape o fentă. Dar fiți atenți cine este liber acolo. Vraciu, care este blocat de către Diaz. Wijnaldum, să aibă grijă și acesta, faultat urât acolo, un cartonaș galben pentru spaniol. Haide să avem grijă, Vraciu, nu se lasă, bine. Mă, dar cum trecem noi din mijlocul acestora? Uite așa, așa trecem, dar zim că în continuare era în offside. Ne-am apărat foarte bine în această repriză, băieți, dar acum să avem grijă la ultimul lor atac, probabil. Mamă, Sterling. Ne-a făcut șeptarul, n-am ce comenta. Ne-a apărat bine și ne-a luat gol fix când am zis că am apărat bine. 1-0 și trebuie să atacăm pentru că mai sunt doar câteva minute și ca să nu pierdem ocazia, ne ducem direct aici cu Fluieraș. Fluieraș care trece, Fluieraș, se duce Fluieraș. Fluieraș, gol din Kikov. Cum ne place nouă gol din Kikov. Vă dați seama că așa joc și eu Ultimate Team o dată pe lună. Gol extrem de stupid și pe parte și nerealist. Na, e datorită faptului că cei doi apărători centrali sunt lentuți, au vreo 60 pace, pe când Fluieraș cred că sigur se comportă ca un 90. Și atacantul nostru, ce să vedeți, are 8 goluri în 9 partide, se încheie prima repriză cum trebuie, cu scorul de 1-1. Sterling, eu lasă lui Ferran Torres, acesta mai înaintează, a văzut că o cam greșit, o trimite în spate portughezului Silva. Silva acolo mai în spate la Art portughez, Ferran deposedat și Neto portughez la portughez, vedem că reușește acolo să treacă Neto și uitați ce ziceam de avantajul jucătorilor mai rapizi, cât de aproape de Ligt are defending-ul ăla blană. Și ce facem acum? Bine că s-a încurcat cumva și nu mai înainta jucătorii. Bun, ajunge aici olandezul Proms, ce trecere frumoasă și finesul dezastruos, bine bă băiatule, haide! Iese marcatorul golului celor de la City și intră un jucător care ne provoacă un avantaj dacă ar intra în locul lui Sterling, cred că și în realitate, nu doar în FIFA. Wijnaldum la Vraciu, înaintează Vraciu, ce trecere Vraciu, incredibil, gol senzațional Vraciu, ce fentă superbă acolo a decarului român, cei doi jucători de 79, o vere, vedem că marchează fiecare câte un gol, dar mi-a plăcut golul ăsta, pac, hai că a fost timingul perfect, nu au vânt o șansă portarul. Fază superbă și îl vedem acum și pe Diaz. Bă, dar chiar eu am fața mea în FIFA și nu mi-am adăugat-o ca manager. Rares. Dar data viitoare poate o adaug. Că dacă tot am fața mea, de ce nu? Wijnaldum trimite direct lui Vraciu. Vraciu la Fluieraș și nu este offside, dar... Mă așteptam ca portfaul, eu...
Mă așteptam totuși aici ca Fluieraș să facă pașe micuți, puțin mai mari, ca să numesc așa. Și că încolo o stat prea în spate, trebuia să mai înainteze puțin. Hai că am mers la sigur, fără să merg la sigur. Pac, una mai departe. Trebuie să ne protejăm acolo, să nu o pierdem. Ferran Torres se trimite lui Cancelo, care acesta aproape că era și el blocat. Grealish. Mă, trebuie să facem noi câteva schimbări în defensivă, dacă tot. Hai Silva. Hai la Jesus și nu era offside. Zim că nici acum nu este offside, din păcate. Mamă, dar am emoții și cum se mișcă. Băi, brazilianul, nu vine să cred. A, una mai departe. Băi, bă, băiatule, cade cineva pe jos. O bară, o bară, trimite-o. Bun, bun, am avut mari emoții. Sterling, eu trimite acolo direct lui Neto. Neto, nu are cui să o trimită. Și știi ceva? Still jegos, guys, still jegos. Totuși ne luptăm cu prima clasată. Hai, că o jucăm și noi mai calm. Băi, 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 n-ai cum. Ciao! Cu grijă mare. Trebuie să ținem de timp. Este avantajul nostru, că am marcat două goluri. Rareș Gabriel Fluieraș. Aproape, dar cum se apără, băi, City-ul? Și nici până acum nu a ieșit mingea afară, ca să putem face noi câteva schimbări. Du-te, Gabriel Lechid, că nu cred că mai e stamină. Du-te, Gabriel! Nu, e bun, e bun, e bun. Un fault perfect făcut, ca să ne punem ultra defensiv, nu de alta. Apărătorii noștri vor fi direct Amaral pe mijloc, Pașcanu cu Sterling. Va intra și acest olandez de nou pe partea aceasta. În locul lui Vrace va intra și Rotariu, rămâne Wijnaldum și mai avem vreun jucător. Cred că o să las puțin și pe Rafinha. Schimbăm practic mijlocul. Ultra defensiv, toți jucători în defensiv, un fault, eu zic că numai bun făcut. Și dacă mai puteți faulta încă o dată, nu mă supăr, nu, nu, nu-mi plas. Mamă, doamne, din foarfecă aici, execuție frumoasă. N-a reușit Pașcanu să-l blocheze și bă, nu, nu, veniți încoace, veniți încoace, nu o mai riscăm. Nu știu că s-au adăugat două minute, băieți, două minute. Și Pașcanu o trimite foarte tare și reușim. Cam Nesi, nu a fost o victorie de bărbați adevărați. Am tras în ultimul hal de timp, dar 3 puncte ale noastre sunt 3 puncte ale noastre. De nou reușim să batem, băieți, cumva într-un mod surprinzător prima clasată. Eu sunt mândru de mine. Deci, statistic vorbind, următorul meci din campionat, adică împotriva acestora, ar că am trebuit să-l pierdem, ca să avem 5 înfrângeri cu 5 victorii. Dar până atunci urmează un meci în cupă, meci care va fi simulat, băieți, în episodul următor. Neto ajunge la potențialul lui maxim. Deci, ce este important? Dacă v-a plăcut acest episod și veți vedeți episoade în continuare din această serie extraordinară, nu uitați să apăsați pe butonul de like și neapărat și pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat, ca să primiți notificări de fiecare dată când voi posta clipurile mele cu FIFA. Păi băieți, neapărat subscribe. Numele meu este Diez, urez la toți să aveți o zi extraordinară și ultimul meci acesta cu City chiar, dar sincer chiar, m-a obosit.